Există un moment în care pur și simplu lucrurile trăite cândva, la un moment dat al vieții, încep să se transforme, încep să se devină țepoase, încep să se crispeze chiar în istorie și după aceea treptat intră în legendă, devin mitologie. Uneori chestiile astea se întâmplă să coboare chiar din cărți, pentru că, așa cum spunea Borges la un într-una dintre cărțile sale, sunt foarte multe simboluri care coboară în lumea normală și redevin ale tuturor, redevin populare, contribuind într-un mod subtil la ceea ce înseamnă de fapt mitologie. Și asta se întâmplă și în orașul nostru, în București. Mi-a plăcut foarte mult ciclul ăsta de conferințe pentru ideea de a vorbi despre mitologizare, pentru că în fond, mitologia Bucureștiului se bazează pe o serie de fapte trăite, de obișnuințe, de întâmplări unanim știute, de locuri de asemenea știute și, bineînțeles, de ficturi care plutesc pe deasupra acestui oraș. Și am simțit pe pielea mea că este astfel într-o vară, acum două veri, de fapt, când am găsit o cămașă în carouri, o cămașă oarecare, veche, care aparținuse cuiva din familia mea și pe care am simțit un impuls ciudat să o îmbrac. Și în timp ce mă uitam în oglindă și mă bucuram de cămașa asta în carouri alb-roșu, mi-am dat seama că mă aflam în legătură cu un alt timp, că exista de fapt depozitată în cămașa aia o viață, că existau niște sentimente care nu erau ale mele și pentru că era vară, era frumos, am ieșit prin cartierul Andronache, care e un cartier fabulos și abulic și prin care plutește uneori aripa unui papagal. Așa mi-a venit ideea să scriu, de fapt, despre București, de pe poziția acestor întâmplări minore din viața mea și care au o mitologie legată de trăirile nemijlocite și totodată de un cartier bine cunoscut cum este Andronache, de o stradă cum este Batiște, și de povești ceva mai vechi decât cele care mi s-au întâmplat mie, cum ar fi povestea unui farmacist din secolul al XVIII-lea, care și-a făcut studiile la Pavia și a venit să vindece lumea într-un București în care încă oamenii umblau îmbrăcați cu anteriu, iar el, deja pervertit la moda occidentală, la moda italienească, de fapt, încerca să introducă cu cochetărie diverse elemente care nu erau ale acestui spațiu. Existența lui Iane, farmacistul, nu este spectaculoasă. Istoria mare nu a înregistrat-o, el nu se află în nicio carte. Dar, cu toate acestea, nu există om din București să nu se simtă legat într-un fel sau altul de acest farmacist ciudat care în secolul al XVIII-lea a făcut o serie de experimente farmaceutice și care experimente s-au răsfrânt în secolul nostru asupra unor existențe omenești adevărate, asupra unor oameni îndrăgostiți. Vorbesc acum despre o carte pe care am scris-o din dorința de a-l scoate la lumină pe Iane Farmacistul din strada Batiște. Și pentru că nu voiam să scriu o cronică oarecare, și nici nu voiam să consemnez pur și simplu fapte întâmplate altădată, am adunat în această carte, intitulată Cămașa în carouri și alte 10 întâmplări din București, o serie de povestioare despre tineri îndrăgostiți sau aflați pe punctul de a se îndrăgosti și care povestioare au o legătură neștiută, o legătură insesizabilă cu povestea lui Iane Farmacistul din secolul al XVIII-lea. Acest Iane Farmacistul din strada Batiște vine în cea de-a 12-a zi a lunii martie, anul curent, bineînțeles, la Uniunea Scriitorilor din Calea Victoriei 115.
Și întâlnirea asta este una de taină, pentru că se petrece într-o zi de vineri, la ora 17. Vă aștept!